Пожалуйста, как вы думаете насчет вступления в Евросоюз Республики Молдова? Хороший путь, время нет? Время покажет. Время покажет. Время покажет, как будет. А как вы думаете, было бы хорошо для граждан, для страны? Очень хорошо. И что вы именно ждете от европейской интеграции? Улучшение, уровень жизни. Нас, пенсионеров, и вас, молодых. Vreau să zic, băieți, că ne așteaptă timpuri și mai grele. Timpuri și mai grele și mai rău pentru voi, tineretul. Noi de acum suntem, avem o pensie, am câștigat da, o pensie, vedeți că asta bună, mică. Înțeleg, bună, dar asta mică, este problema cea mai mare, pentru că tineretul pleacă peste hotare, nu economie. Uniunea Europeană o să fie salvarea noastră. Dar și mai bine, unirea cu România. Dumneavoastră credeți în unirea cu România? Nu o să fie de grabă. Dar ați pleda pentru asta? Da, aș pleda. Dar cunoașteți nivelul de dezvoltare a României comparativ cu Republica Moldova? Așa, îl cunosc cât e posibil să cunosc, nu? Dacă aș trăi... De exemplu, pensiile și salariile, dacă cunoașteți? Păi, de trei ori mai mari. De două, trei ori mai mari, exact. De două, trei ori mai mari. Pensia minimă, de exemplu, este de două ori mai mare decât la noi pensia medie. Aici, la dumneavoastră, la Vulcănești, am observat multe instituții de stat cu panouri despre Uniunea Europeană, cu diferite proiecte europene. Ați avut ceva proiecte și cu România? Da, păi toate grădinițele au fost reparate de români. Uh-huh. Toate grădinițele din Vulcănești. Uh-huh. Și cam câte grădinițe sunt aici? Și ca școala numărul 1, cei mai liceul numărul 1 aici în centru orașului. Tot din România a fost tenderul ăsta. Bulgarii din Taraclia își fac cetățenie bulgărească. Da. Găgăuzii își fac pașapoarte turcești sau nu cunoașteți despre asta? Cum nu cunosc? Aștia sunt un fel de adeverințe, nu sunt pașapoarte ca să le dea dreptul la votare, la asta. Uh-huh. Pur și simplu un fel de chimlic se numește. Dar pe ce bază ești? Tot careva vize de șăderi, nu știu ce acolo. Deci este un simplu act care le permite să da, circule acolo și să lucreze acolo. Da, care le permite să circule. Dacă cu carantina asta ei șede autobus aici. Nu este cetățenie, deci turcii nu recunosc cetățenie, dreptul la cetățenie pentru găgăuzi. Mergea vorba, s-auzea că o să fie pentru careva privilegii, dar cu situația care este acum... Что вы думаете насчет евроинтеграции нашей страны? Чтобы мы стали членом Евросоюза? Ни в коем случае! А почему? Ни в коем случае! А кто не знает, это Молдова в Европе. Она уже самой себе не нужна, разваливается. Здравствуйте. 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 А вы хотите, чтобы мы еще туда? А как вы видите будущее нашей страны? Развитие? Как? Работать. На здесь, на своей земле. Я, например, против этого, и я считаю, что мы должны быть ближе к своим странам, откуда наши корни идут. И поэтому я считаю, что мы славяне. Как, ну, к славяне, мы себя относим к славянской группе. И поэтому я считаю, что это ближе, я думаю, поэтому...